București FM a ajuns în piața Universității la 15-a ediție a Târgului de Carte Școlară Gaudeamus. Până pe 24 septembrie poți intra în acest cort pentru a procura, de ce nu, cât un penar, cât un compas și, desigur, cărți în materie să te învețe anumite lucruri. Despre ce este vorba aflăm și noi împreună, așa că hai cu mine! Și am intrat și am ajuns la standul Ministerului Educației Naționale, editura didactică și pedagogică. Bună dimineața! Deși pe tricoul dumneavoastră scrie Don't Bug Me, sunt sigur că vă pot deranja cu câteva întrebări. Ce ne-ați pregătit pentru anul acesta? Stând printre atâtea cărți, bănuiesc că sunteți o mică enciclopedie. Da, ar fi prea mult spus. Da, prea mult spus. O mică enciclopedie. Dar le cunosc, să zic cât de cât. Și pentru anul ăsta, bineînțeles, manualele. Pentru asta e și târgul organizat. Văd aici psihologie și psihopatologie canină, spre exemplu. Ați răsfoit cartea aceasta? Din păcate, nu. Vreți să o răsfoim împreună? Ia să vedem despre ce este vorba aici. Dr. Maria Mihăiță a scris-o. Putem afla conceptul de comunicare intraspecifică, interspecii câine-om și, desigur, psihologia câinelui până la urmă. Văd că vă plac animale, aveți și ghid practic de creștere și îngrijire a câinelui, avem și istoria românilor din sudul Dunării, desigur, și normă și abatere în română actuală. Dumneavoastră, ce carte ați alege din acest raft? Ce v-ar plăcea dumneavoastră să citiți? Păi, multe cărți îmi place să le citesc, însă recomand acea carte, Literatura Română în analize și sinteze, în special pentru elevii care termină clasa a 12-a. E o carte foarte completă, printre altele, care sunt foarte bune. Sunt multe, nu știu. Absolut tot ce vedeți pe masa asta vă pot recomanda. Bun, sperăm că elevii anul acesta vor termina, poate în număr mai mare, clasa a 12-a. Dacă nu, Literatura Română în analize și sinteze îi poate ajuta. Și au dicționarele pentru elevi, au gramatica limbii române, care asta ar trebui să o știe, limba română primul rând să o știe. Care a fost materia preferată a dumneavoastră la școală? Matematica. V-a plăcut matematica? Da. Bun, și totuși ați ajuns între cărți. Cu siguranță, da, mi-au plăcut cărțile. Pe vremea mea nu aveam decât cărți de citit, nu aveam televiziunea, era așa cum era, internetul nu exista. Decât cărți. Asta puteam să citim. Există radioul acum, iar cărțile au glasul lor la radio pe București FM. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu. Alt stand, altă distracție la Târgul de Carte Școlară Gaudeamus. Și acum, tiptil, vino cu mine. Vreau să o întreb pe... Cum te numești tu? Ana. Vreau să o întreb pe Ana de ce găina nu voia să renunțe. De ce? Ai citit cartea asta? Nu. Ești curioasă să răsfăim împreună un pic, să vedem de ce nu voia să renunțe? Ia să vedem. Hai, citește-mi tu treaba asta cu intonație, așa ca la radio, da? Te rog, Ana. Sanda este o găinușă porumbacă, curajoasă și foarte hotărâtă. Iar când Sanda îi propune ceva, nimic nu-i poate sta în cale. Am înțeles. Deci este găina războinică, da, înțeleg împreună. Niciodată, se pare. Ce carte ți-ai alege sau mi-ai recomanda de aici, de la standul tău? Ia să vedem, să ne plimbăm un pic așa și să vedem ce crezi că mi s-ar potrivi mie, un om de radio, pentru a mă ajuta cu vocea. Uite, hai să vedem asta cu vocea lui Archer. Crezi că se poate auzi la radio? Pentru young, sunt pentru cei tineri. Nu ești chiar atât de tânăr. Nu sunt chiar atât de tânăr. Mulțumesc, Ana, pentru compliment. Și hai să aleg eu o carte pentru tine atunci, nu? Ia să vedem. Asta crezi că ți se potrivește? Că e cu pisici și cu veselie? Timba Comes Home. Ce zici? Înlocuim cu Ana și... Ana comes home. Ana, she's already home. Ești în negru. Te botezăm astăzi pisica neagră de la Târgul Școlar Gaudeamus. Distracție plăcută în continuare, Ana, și spor la vizitatori. Și muzică și mișcare în același timp și sunt curios pentru că văd acest manual de muzică și mișcare pentru clasa a patra, în ce constă el mai exact, așa că o să aflu direct de la sursă. Bună dimineața! Am văzut un manual de muzică și mișcare aici. Știți cumva, conține și elemente de, nu știu, brașoveanca, călușarii și așa mai departe? Nu știu să spun, că nu l-am desfăcut. Cum stai cu muzica și cu mișcarea? Cu mișcarea bine, cu muzica mai prost. cu muzica mai puțin.
și am deschis manualul de muzică și mișcare. Tărășelul, dacă nu știai, este numele unui dans răspândit în zona Olteniei, pornește într-un ritm potrivit care devine din ce în ce mai rapid. Tărășelul se compune din două părți, deplasarea perichelor în semicerc și schimbarea locului fetelor din stânga în dreapta și invers. Așadar, tărășel, tărășel, mai încolo, la târgul de carte școlară, Gaudemos. Hablas español, si aflamos en la târg Gaudemos de cartes escuelas. Bine, eu nu știu spaniolă, de asta te-ai prins deja, dar fix aici se află niște domnișoare care cred că mă pot ajuta. Bună dimineața! Bună dimineața! Hablas español? Sí, hablo español. Tu? Am zis bine? Sí, has pronunciado muy bien. Ei, bine, încet, încet învățăm. Suntem la târgul de carte școlară, iar voi din România, desigur, dar vreți să ne învățați puțină spaniolă. Ce ar trebui să învețe un român care ajunge în Spania pentru prima oară? O propoziție, o frază de bază. Dacă tu te-ai duce acum pentru prima dată în Spania și te-ar pune cineva să rezumi totul într-o frază, care ar fi aceasta? Encantado de conocerte. Marius Stoica, încântat. Pe asta am înțeles-o. Dar să spui că București FM este cel mai tare radio din România, cum ar suna asta? Ar suna destul de bine, cred. Și poți să-mi spui în spaniolă? București FM es la mejor radio de România. Ai văzut? În orice limbă, în orice colț din lume. BFM. După carte și răsplată, urmează quizul BFM, care va avea loc chiar aici, în incinta târgului de carte școlară Gaudeamus. Întrebări amuzante, funny și cât se poate de pertinente. Hai să vedem despre ce e vorba. Bună, cum te numești? Ștefania Felicia. Ștefania Felicia, uite, noi avem un quiz, suntem de la București FM și avem un quiz dedicat cărții școlare, așa că te rog frumos să fii foarte atentă la întrebări și să vedem dacă poți... E carte studențească acum. Ce anume? E carte studențească acum, ca mai... Foarte bine, dar asta ne vom convinge, ne vei demonstra tu. Bun. Atenție la întrebări, da? Da. Cu ce ștergeau înainte de 89 elevii tabla mulțirii, cu buretele sau cu cârpa? Având în vedere dotările de pe atunci, cred cu cârpa. Cu cârpa? Da. Tabla mulțirii? Tabla mulțirii, tabla de pe tablă, tabla în sine pe care se scria, tabla mulțirii, literele, poate dacă o scriau cu creta, atunci să fi folosit cârpa. Bun, a fost atentă. Mergem mai departe. Dacă ți-aduci tu aminte, când eram noi mici, ce animal din plastic era sau este folosit pentru a înfige creioanele și pixurile? Pentru a înfige creioane? Da. Era un animăluț care se punea pe masă și noi înfigeam pixuri, creioane. Mai ții minte ce animal era? Eu nu cred că am prins așa ceva, dar folosind în creativitate, eu aș pune un arici. Un arici! Creativitatea este răsplătită cu un răspuns corect. Bravo! Mulțumesc! Mai departe, capitala cărei țări este Rigla? Estonia. E sigură? Da. Da, ai auzit ce am zis, da? Rigla. Rigla, am zis Riga. Erai pe aproape și răspunsul este Letonia. Și ce crezi că se vinde mai bine aici, manualul de dirigenție sau cel de sport? L-au făcut și pe cel de dirigenție. Cel de sport există deja? Știu că se lucrează asupra lui și este extrem de contestat. Ce ai introduce tu în manualul sportiv, o mișcare așa pentru un elev ca ea să fie înțeleasă în mod corespunzător? Spre exemplu, târâtul, crezi că poate fi introdus în manual? Nu cred că există o explicație pur teoretică, tot practic se înțelege cel mai bine. Practic trebuie să ne târâm pentru ca cei mici să înțeleagă, nu? Da. Cum te târăște țara pe brânci în întregime, cred că e modelul. Mulțumesc mult de tot și distracție plăcută la răsfoit! Bună, este ziua ta norocoasă, tocmai ești în quizul BFM la târgul de carte școlară Gaudeamus. În primul rând vreau să văd ce carte ai în mână și să o arătăm camerei. Dar nu am luat-o de aici. Nu ai luat-o de aici, dar oricum, hai să vedem ce citești tu aici. Cum te numești în primul Alexandra. Rând? Alexandra. Alexandra, ce citești tu aici? Ora 25 de Virgil Gherion. Carte bună? Văd că e un om cu cască. Uite, arată-l, seamănă cu Darth Vader. Hai să-l arătăm un pic la cameră. Nu? Seamănă cu Darth Vader? Da. Bun. Ești gata pentru quizul BFM? Hai să vedem. Să fii foarte atentă la întrebările noastre. Nu o să doară, dar necesită un pic de concentrare. Bun, prima întrebare. Cu ce ștergeau înainte de 89 elevii tabla înmulțirii? Cu buretele sau cu cârpa? Nu știi? Nu. Ce am zis eu? Cu ce ștergeau ce anume? Tabla înmulțirii. Bun.
Și răspunsul care era? Cu cârpa sau cu buretele? Cu niciuna, pentru că trebuia o învețe, nu să o șteargă. Este atentă, este cât se poate de atentă. Mergem mai departe? Ești pregătită să mergem mai departe? Da. Bun. Rigla este capitala cărei țări? Rigla. Rigla. Sau e altfel? Și am zis eu greșit. Știi tu vreo capitală care sună în felul ăsta? Riga. Și este capitala cărei țări? Nu ți-aduc aminte. E Letonia, dar nicio problemă. E bine că te-ai prins și ai fost vigilentă. Ce crezi că se vinde mai mult aici? Manualul de dirigenție sau manualul de sport? De sport. Manualul de sport. Știam că există, am terminat școala. Ce școală ai terminat? Am liceul. Ai terminat liceul? Ce liceu? Viteazul. Mihai Viteazul? Da. Mihai Viteazul care e și aici în fața târgului? Da. Bun. Ați vorbit? V-ați salutat? Nu, nu suntem prieteni buni. Am înțeles. Mulțumesc mult de tot și Sport l-a cumpărat cărți cât mai interactive. Bună dimineața, ce cumpărați acolo? Ia să vedem la ce vă uitați. Învățăm înmulțirea? Încă învățăm? Încă niciodată nu e. Poți să vezi toată viața, nu? Bănuiesc că e înmulțirea banilor sau... No. Nu. Nu, e înmulțirea obiectelor obișnuite. Pentru că sunteți alături de noi, stăm de vorbă cu? Jan Dragan. Și? Ilinca Andreean. Ilinca, bun. Mamă și fică. Mamă și fică, da. Bun. Vreau să participăm împreună la quizul București FM. Este simplu și este foarte, foarte scurt. O să fie, pentru noi, orice e foarte dificil, pentru că nu locuim în România. Foarte bine, cu atât mai bine. Cu ce ștergeau înainte de 89 elevii tabla înmulțirii, cu buretele sau cu cârpa? Atenție la întrebări. Hai, spun, nici măcar nu pot să mă mai gândesc în românește. Tu știi? Eu vorbește prea bine românește. Nu vorbești prea bine românește? Nu. Deloc, deloc? Așa o țâră, cum se spune la noi aici? Înțeleg, înțeleg. Înțeleg. Cu siguranță, înțeleg. Poți să-mi spui Rigla, capitala cărei țări este? Ai auzit? Riga. Ați înțeles, dumneavoastră, întrebarea? Estonia? Sigur? Nu. Este Letonia, dar felicitări pentru că ați înțeles că nu este vorba despre Riglă, ci despre Rigă. Și ce credeți că se va vinde mai mult anul acesta, manualul de dirigenție sau cel de sport? Știu că e un scandal despre manualul de sport, dar nu știu. Manualul de dirigenție nu există. Încă? Da. Cel puțin când eram la școală nu exista. Dar ce credeți, ce sfat le-ați da elevilor dacă ar trebui să scrieți primele rânduri dintr-un manual de dirigenție? Primele rânduri? Cum ar suna în viziunea dumneavoastră? Bună ziua, copii! Aruncați cartea asta! Mulțumesc mult de tot! Ați fost foarte tari! Mulțumesc și distracție plăcută! Be smart, be cool, be fresh, be FM.